onorată asistență, stimați tovarăși, cu profund respect îmi permiteți să invit în scenă cel de-al treilea președinte a Republicii Moldova, care își dedică viața dezvoltării țării noastre, un promotor ferm a statalității și intereselor poporului Republicii Moldova, președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin. Și am ajuns, am uitat ce am vrut să spun. Bucur, mă relaxez.